Sper să spun lucruri inteligente. Banii și transferul de bani se va schimba, după părerea mea, la fel, enorm de mult, într-o generație sau două, exact ca și cu consumarea mediei. Eu, care am fost mare și tare în DVD pe vremuri, întreb un copil astăzi ce e DVD, habar n-are, și e bine că habar n-are. La fel și banul se va transforma într-o monedă electronică transferabilă, care nu trebuie să o porți în buzunar, dar care va fi atașată printr-o metodă asemănătoare cu Bitcoin sau Bitcoin în sine sau ceva combinație de Bitcoin, atașată de tine ca persoană. Bitcoinul astăzi este poate metoda cea mai ușoară de a transfera bani, dar dacă ți-ai pierdut numărul minune care te reprezintă pe tine, ți-ai pierdut toți banii. Deci va trebui să existe o metodă în care orice persoană poate să demonstreze că este proprietarul acelui asset de bani și în care nu poți fi jefuit sau furat sau păcălit. Probabil că e ceva biometric, probabil că calculatoarele vor ști cine are ce și de ce. Atunci se duce și șpaga și e foarte neplăcută pentru mulți politicieni dacă treaba asta se va întâmpla, dar acolo se duce. Aici aș da două, trei generații, fiindcă există o inerție în care oamenii care cred în monede de hârtie și asta au, nu se vor duce la Bitcoin. Probabil că nici copiii lor nu se vor duce imediat la Bitcoin, dar peste două, trei generații monedele de hârtie vor arăta ca, nu știu, monedele alea vechi, romane, cu o gaură la mijloc, ca ceva archeic care îl țin muțe.